Bună ziua, sunt Cristian și trebuie bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Miezul Problemei. Din păcate, în România trebuie să moară oameni pentru ca autoritățile să-și facă treaba. Suntem mereu luați prin surprindere. În loc să se facă prevenție, se iau măsuri doar în urma unei tragedii. Duminică, 8 oameni au murit și alți 137 au fost răniți în urma furtunilor violente care au lovit vestul țării. Avertizările ANM nu au fost pe măsura intensității vijeliilor, iar oamenii au fost surprinși în spații deschise, urmările fiind tragice. Abia după moartea a 8 oameni a fost promisă o măsură de prevenție pe viitor, implementarea unui sistem de avertizare prin telefonia mobilă. Cazul de duminică nu este însă unul singular, ba din contră, pare a fi o regulă a administrației din România. Abia după incendiul din Clubul Colectiv ne amintim din 2015, în urma căruia și-au pierdut viața 65 de persoane, a început să fie aplicată legislația existentă în ceea ce privește protecția împotriva incendiilor. Autoritățile au realizat brusc că numeroase instituții publice de cultură, restaurante, cluburi și discoteci funcționează fără autorizație de securitate la incendiu. Abia după moartea în 2013, în chinuri groaznice a unui copil de 4 ani, după ce a fost sfâșiat de câini fără stăpân pe un teren de lângă Parcul Tei din capitală, autoritățile au început să strângă de pe străzile capitalei maidanezii. Abia după ce două tinere au fost pulberate, una în 2008, alta în 2009, pe aceeași trecere de pietoni de pe Bulevardul Kiselev din capitală, autoritățile s-au gândit că ar fi bine să semaforizeze trecerile de pietoni de pe respectiva arteră de circulație. Și exemplele pot continua. De ce nu avem autorități capabile să evite tragediile? De ce este nevoie de sacrificiu uman pentru a se pune un semafor sau pentru a nu mai lăsa câini vagabonzi pe străzi? Care sunt cauzele profunde ale acestei stări de fapt? Ce se ascunde în spatele sloganului "Corupția ucide"? Complicitatea dintre partidele politice și firmele abonate la contracte cu statul? Complicitate care se traduce prin achiziții trucate, contracte fictive sau supraevaluate și abuz de resurse publice? Drenarea banilor destinați lucrărilor publice în buzunarele personale și de partid? Discutăm despre aceste lucruri și încercăm să răspundem cel puțin la câteva dintre aceste întrebări cu invitații ediției de astăzi. Ca de obicei, domnul Mircea Coșa, invitatul permanent al emisiunii. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Doamna Livia Ivanovici, arhitect și membru al ALERT, un proiect dedicat conștientizării riscului seismic. Sărbunile, bine ați venit! Și Septimiu Spârvu, expert în bună guvernare la Expert Forum. Salut! Mulțumesc pentru prezență! Domnule Coșa, aș începe cu dumneavoastră. Am avut cele mai recente exemple, furtunile din vest de duminică și reacția exagerată a autorităților din București la așa zisa furtună de ieri. Fac parte din același registru al exagerărilor până la urmă. De la apatie la exagerare. De ce această situație? De ce? E greu de spus de ce. Așa se lucrează în România. Nu vedeți? Apar în fiecare zi subiecte fulminante care s-au uitat două zile. Acum, s-au uitat și de furtuna de ieri. Eu stau într-un cartier foarte aproape de aici, pe Bulevardul Timișoara, unde nici măcar n-a plouat ieri. În timpul furtunii. Nu înseamnă asta că n-a fost furtună. A fost într-o parte, într-alta. Eu nu condamn pe nimeni pentru că au făcut niște avertizări. Bine, într-o manieră politicianistă, până la urmă. A trebuit să iasă la televizor doamna primar, generala capitalei, de vreo 10 ori ieri pe toate canalele, ca să ne arate cât de îngrijorată este. S-au mai încurcat lucrurile și cu traficul, dar mă rog, asta e altceva. Vreau să vă spun că există de vreo lungă perioadă, știu eu, mai mult de 10 ani, o preocupare în România pentru o chestiune care este reluată în fiecare program electoral și în fiecare program de guvernare, și anume bunăstarea populației prin nivel de trai material. Lefuri mai mari, pensii mai mari. Acum, actualul guvern este cunoscut pentru preocuparea pe care o are, încă nedemonstrată în fapt, de a ridica salariile și pensiile, și asta este elementul de bază al programului guvernului. Dar nimeni nu se gândește la faptul că oricât de mulți bani ai avea, dacă ar fi cazul, o cărămidă în cap poate să scadă oricând, pentru că nu se iau alte măsuri care țin tot de viața omului, tot de condițiile de viață, tot de calitatea vieții. Și atunci, de ce să ne mirăm că nu se întâmplă nimic în legătură cu multe lucruri pe care le tot discutăm de 20 și aproape 30 de ani în curând? Tăiatul pădurilor într-o manieră abuzivă. Asta duce la catastrofe, torente, fel de fel de viituri, inundații și așa mai departe. Ce măsuri s-au luat? Nu s-au luat măsuri. S-a tot discutat, nou cod forestier, pe una pe alta se taie în continuare.
consolidarea clădirilor cu atenționare. Statistica arată că din cel puțin la nivelul Bucureștiului, parcă erau câteva sute, câteva doar s-au făcut. Există lucruri neclare, ce să face în cazul în care chiriașul sau proprietarul nu vrea să iasă, lucruri de-astea care țin de o administrație și o birocrație foarte bine cunoscută la noi. Ce se întâmplă cu prevenția unor contagiuni care poate să apară în România? Astăzi a anunțat guvernul, domnul prim-ministru, într-o manieră festivistă, că în sfârșit s-a rezolvat problema vaccinului în România la Institutul Cantacuzino, care va produce când? Poate în 2019. Toate lucrurile astea arată că, de fapt, și nu numai în România, conducătorii noștri nu-și dau seama că lumea, din punctul de vedere al mediului, se schimbă foarte rapid, mult mai rapid decât se preconizează acum vreo 30 de ani. Așa cum spunea cineva, o persoană cunoscută, doamna Angela Merkel, spunea că va trebui să ne obișnim cu schimbările și în politică și în climă, să trăim cu ele. Toate astea duc la ideea că însăși maniera de guvernare trebuie schimbată, trebuie să existe o preocupare, nu de la ora 1 până la ora 5, ci permanentă, pentru rezolvarea unor probleme care țin de protecția vieții, stricto sensu, a vieții. Și atunci ar trebui să ne mire că ieri a fost ce a fost. A căzut un pom care nu se știe, ba aparținea unui întreprinderi, ba era pe stradă, ba era marcat, ba nu era marcat, s-a pierdut o viață de om. Poate că ar trebui ca să spunem că automobilele care au fost avariate, nu toate beneficiază de asigurări valabile. Astăzi reprezentanții ai sistemului de asigurări spuneau că există pericolul ca proprietarul unui automobil să aibă mult de suferit, pentru că în polița de asigurare nu sunt trecute astfel de incidente, să zicem, căderea unui pom sau altceva. Deci nu suntem pregătiți. Nu suntem pregătiți. Mie mi s-a părut hilar, deși e un hilar tragic, comic, așa, acel buletin care s-a difuzat ieri pe toate canalele și pe internet și peste tot, ce trebuie să facem în cazul unui furtun, cum a fost ieri. Trebuie să avem bani lichizi în buzunar, trebuie să avem baterii și eventual mâncare care nu se strică. Doamna Ivanovici, nu suntem pregătiți, cum spunea domnul Coșa. Nu suntem pregătiți nici la fenomene meteo, nu suntem pregătiți nici la un eventual cutremur. Am văzut un studiu, un raport de risc de țară, dacă nu mă înșel, primul făcut în România, chiar la începutul acestui an, unde în topul scenariilor riscante pentru România sunt cutremurele. Pe locul 2 sunt inundațiile, care se întâmplă aproape în fiecare an în diverse locuri ale țării, și pe locul 3 seceta. Evident, nici pentru asta nu suntem pregătiți niciodată. Lucrați în acest domeniu al prevenției împotriva cutremurilor? Mai corect, lucrăm la conștientizarea riscurilor unui seism, pentru că, din păcate, seismul nu vine unul mai micuț, care vin mai micuțe, dar cele mai micuțe nu ne sperie suficient și nu prea putem să facem presupuneri pe baza lor a ce se va întâmpla în cazul unui cutremur mare. Cu toate astea, cea mai mare problemă este că nu știm în ce stare sunt clădirile noastre. Da, există acele clădiri cu bulină, clădirile încadrate mai exact în clasa 1 de risc seismic și care sunt 346. Dar acestea sunt 346 de clădiri, ultima dată expertizate în urmă cu 16 ani, dintr-un număr total de 2300 și ceva de clădiri expertizate la nivelul Bucureștiului. La sfârșitul lui 91 aveam peste 110.000 de clădiri. În 2000, clădiri cu locuințe. În 2011, la recensământ, aveam 130 și ceva de mii de clădiri cu locuințe. Ce se întâmplă cu restul clădirilor? Ce știm despre ele? Mi se pare că dacă nu locuim într-o clădire cu bulină, suntem siguri? E bine, nu suntem chiar așa de siguri. Și ce încercăm noi să facem este să vorbim cât mai mult despre un eventual ITP al clădirilor. Așa cum ne verificăm mașina periodic la 2 ani, ar trebui să ne verificăm și fondul construit, cel puțin locuințele, ca să știm în ce stadiu suntem. Să facă asta cine? Proprietarul sau autoritățile? În primul rând, autoritățile ar trebui să reglementeze așa ceva, iar apoi ar trebui văzut, poate că proprietarii împreună cu autoritățile.
Până una alta, proprietarii pot să facă acest lucru, dar este foarte costisitor să-ți evaluezi blocul în caz de risc seismic și după tragedia din colectiv, cumva responsabilitatea pe umerii inginerilor este foarte mare și mulți și nu avem mulți experți care pot să facă o asemenea expertiză și aici este o problemă. Am avea nevoie de un pic mai mulți experți. Și cred că ar mai trebui să facem ceva care, ce putem face cu toții. Până la urmă, asta este rolul proiectului nostru, să facă vizibile informații pe care le avem la vedere. Am putea să citim despre cutremurul din Mexic, să vedem cum s-au desfășurat lucrurile acolo și ce s-a întâmplat. Pentru că noi cu toții ne speriem de cutremur, acele câteva secunde în care pământul se mișcă, dar după un cutremur sunt multe alte lucruri care se pot întâmpla, explozii de gaz. A se vedea în articolele despre cutremurul din Mexic, că se spune foarte clar, se urla pe stradă, nu aprindeți o țigară, aveți grijă, sunt scurgeri de gaz. Se pot întâmpla explozii, incendii și încă un lucru care nu pare a fi luat în seamă de foarte multă lume este că se vor plăbuși clădiri peste axe importante de circulație, acolo unde nu se pot face evacuările, nu se pot duce bolnavii răniții la spital și așa mai departe. Exact. Sunt măsuri care, în primul rând, trebuie să vină în grijă autorităților. Și în grija noastră. Când construim o clădire, nu ar trebui să ne bucurăm că putem cumva eluda legea să facem un balcon deasupra străzii. Ar trebui să ne uităm unde suntem și să ne gândim puțin, ar părea că ar trebui să ne gândim la ceilalți, dar de fapt ne gândim la noi. Că s-ar putea ca altcineva în altă parte să facă același lucru și noi să nu mai ajungem la spital. Septimiu Spârvu, de ce autoritățile reacționează după ce mor oameni punctual? Pe diverse am văzut mai devreme, am dat câteva exemple. Și apoi, abia apoi se iau măsurile, niciodată sau în foarte puține cazuri de prevenție. Cred că sunt mai multe chestii amestecate aici. Una despre care s-a zis un pic mai devreme, a fi în primul rând cea legată de corupție. Pentru că vrem, nu vrem, hai să ne uităm la colectiv, care au fost cauzele, în primul rând, ale dezastrului de acolo. Bun, pe lângă faptul că niște proprietari n-au respectat, probabil, mai niciuna dintre prevederile legii, dar hai să vedem ce s-a întâmplat la primărie, cum s-au dat niște avize, de către inspectoratul pentru situații de urgență. Faptul că nu respectăm niște proceduri poate să conducă la astfel de dezastre. Iarăși, apropo de cât de mult ne pasă de ceilalți, cât de mult ne pasă de orașul în care trăim, dacă ne uităm, mergem, nu știu, pe o stradă, mai ales în cartierele vechi, haideți să vedem câte dintre blocurile care, nu știu, au cu 5 etaje mai mult decât ar trebui să aibă, au avizele. Hai să mergem în niște comisii în care în consiliile locale, să vedem cum se aprobă de fapt aceste clădiri. De altfel, hai să vedem câte controle au făcut primăriile legate de balcoane construite, cine știe cum, unul peste altul și toate lucrurile acestea. Și cred că mare parte, acum dacă ne uităm la nivel local, din partea primărilor, cred că există o lipsă de interes pentru partea aceasta și de control și de, la urmă, și de educația oamenilor, pentru că rolul administrației ar fi și să educe oamenii cum trebuie să construiască, dacă vorbim de construcții și toate chestiunile acestea. Cred că este și o lipsă de responsabilitate foarte pronunțată. De obicei, când apare cât un dezastru ăsta, pasăm vina către altul. Chiar și de declarațiile de zile trecute ale premierului, ce trebuie să facem, să dăm o lege, să nu se mai întâmplă, nu știu ce, nu pot să declare așa ceva. Iarăși, când au fost inundații anii trecuți, alți demitari declaraseră că ce să facem noi, n-avem ce să facem. Călin Popescu Tereceanu, prim-ministru, să vă facem hotel, da, acum exact. Spunea unei doamne care luase cap acasă. Sunt niște declarații responsabile și este vorba de pasarea responsabilității de la o instituție la alta. Este adevărat, poate, nu știu, funcționarii noștri publici nu sunt plătiți cu cât ar trebui și avem în cârcă o grămadă de birocrație, de documente inutile, de proceduri inutile, de legi conflictuale. Acum, nu știu cum este în domeniul construcțiilor, dar probabil dacă punem cap la cap toate legile, nu știu, pot zic pe alte domenii, pe achiziții sau pe alte, se bat cap în cap și de multe ori nu faci lucruri pentru că ți-e frică să semnezi o hârtie sau așa mai departe.
Dar cred că există această lipsă de responsabilitate și mai ales din partea edililor, a primarilor, care la urmă ăsta e rolul lor, să conducă un oraș și să se asigure că regulile astea sunt respectate. Lipsă de responsabilitate, domnule Coșa, dumneavoastră vreau să ajung. Vă rog. Doamne, vreau să vă întreb ceva. Dumneavoastră a spus un lucru foarte interesant, ce se întâmplă după, dar și cu procesul ăsta de evaluare a stării clădirii. Bun, hai să zicem așa. S-a hotărât Asociația Locatarilor să facă acest control. Găsește un om care face lucrul ăsta, autorizat probabil, trebuie să fie cineva. Găsește și banii. Dacă locul sau clădirea trebuie să fie reconstruită sau, mă rog, întărită, ce fac oamenii ăștia? Că aici e problema. Unde să duc ei? La hotel, în corturi, în parcare, unde stau în perioada asta? Și atunci întrebarea mea este, există posibilitatea ca să rezolve această problemă foarte gravă, foarte gravă? Locatarul sau proprietarul sau trebuie să fie o politică de stat care să îmbine niște elemente de facilitare a acestui lucru. Adică, domnule, atâta timp cât clădirea ta este în restaurare sau reconstrucție sau cum vreți ca să îi spuneți, eu am niște foste cazări, să zicem, pe care le reutilez, le aranjez cu garsoniere sau cu ce și stai acolo în perioada asta. Deci credeți că fără implicarea statului se poate rezolva lucrul ăsta prin efortul individual al omului sau al locatarilor, să zicem? Nu credem că se poate fără implicarea statului. Deci statul trebuie să aibă... Da? Un lucru foarte important este că aceste locuințe, teoretic, prin lege, ar trebui puse la dispoziție de către stat celor care sunt în clădiri clasa 1 risc seismic și intră în consolidarea aceea, doar că statul nu prea știe ce locuințe are, nu prea știe ce poate să dea și ele în realitate nu prea s-au pus la dispoziție. Deci tot statul, până la urmă, a neglijat problema asta. Da, este o neglijență și din partea statului. Și un alt lucru important de care ar trebui să aibă grijă statul ar fi de ce nu merge programul de consolidare. Un aspect major pentru care el e foarte, foarte prost și s-au consolidat 82 de clădiri în 23 de ani, este faptul că trebuie acceptul 100% din proprietari pentru ca această consolidare să aibă loc. Unii din proprietari sunt plecați din țară, nu mai locuiesc acolo, poate nici măcar nu închiriază, nu sunt de găsit. Bugetul alocat consolidării din care acești oameni vor trebui să plătească cota lor parte, este cunoscut abia în a treia fază de semnare a contractului. Adică semnăm o dată toți, semnăm a doua oară toți și a treia oară ar trebui să semnăm după ce vedem și suma. Chiar presupunând că de două ori semnează toți, a treia oară se blochează lucrurile astea. Și unul din lucrurile pentru care noi milităm este scoaterea acestei obligativități de 100%. De ce să, nu știu, zic nu, o cifră, de ce 40 de oameni să sufere din cauza unuia. Exact, deci, dar nu asta, sunt... La asta vreau ca să ajung. Și plec de la Cantacuzino. Cantacuzino a devenit instituție militară, începând de astăzi. De ce? Pentru că a intrat pe lista Siguranței Naționale și pentru că s-a hotărât că numai o instituție militară poate să funcționeze, între ghilimele, la ordin. În acest caz, n-ar trebui luate niște măsuri, tot să zicem, de natură militară, e interesul tuturor. Dacă unul nu vrea să plece din bloc sau nu vrea ca să consolideze sau a închiriat și nu-i pasă, atunci n-ar trebui cu forța să facă așa ceva, pentru că blocul ăla poate să cadă peste alții zeci sau sute de oameni, dacă e un bloc foarte mare sau dacă se întâmplă cu gazul sau cu apa ceva. Deci, dacă lăsăm lucrurile așa, alamiabil, cine vrea, vrea, cine nu, cred că nu se va rezolva niciodată. Bănuiesc că există și aveți și ați întâlnit, aveți practică și din alte țări, de exemplu. Cum se întâmplă acolo? Cum sunt reglementările? De ce se poate și aici nu se poate? Și de ce nu este importată această experiență? În primul rând, reglementările și la noi prevăd, mă rog, sancțiuni penale în cazul în care proprietarii nu pun în siguranță clădirea și respectiv cei care trec pe stradă pe sub ea. Doar că în alte țări aceste legi se respectă. Vedeți, și oamenii ajung să fie penalizați pentru că nu respectă legea. La noi, primăria dă mai departe în urmărire
penală și nu se mai întâmplă nimic. Asta în bunul caz în care primăria face acest lucru. Nu este singurul caz în care avem legi, dar ele nu sunt puse în practică. Asta se întâmplă și în exemplu de mai devreme cu colectiv am avut și avem legislație de prevenire împotriva incendiilor și așa mai departe. Ele n-au fost puse în aplicare. Revenim după o scurtă pauză de publicitate și poate ne explică mai exact Septimius, care a făcut un raport la Expert Forum în care a arătat relația dintre partide și contractele pe bani publici și cum se sifonează de fapt banii în loc să se facă construcții și în loc să se iau aceste măsuri. Ele nu sunt luate, dar banii sunt cheltuiți după scurtă pauză. Am revenit la discuția de la miezul problemei. Rămăsese un Septimius Curvu să vorbim despre o posibilă explicație a acestei situații, faptul că autoritățile nu reacționează decât foarte târziu în fața unor tragedii pe care ar putea fi prevenite, ar fi și relația aceasta pe care voi ați subliniat-o foarte bine, relația dintre partide și contractele pe bani publici. Până la urmă se dau lucrări, dar se fac prost din motive extrem de multe. Ați evidențiat voi câteva aici. O componentă semnificativă de finanțare ilegală a partidelor politice și campaniilor prin achiziții publice trucate, contracte fictive sau supraevaluate, abuz de resurse publice, numiri clientelare și așa mai departe. Banii sunt folosiți pentru folosul personal, dar și pentru partid. Și așa mai departe. Ați lucrat ceva la acest raport și ați analizat achiziții publice pe o perioadă de 10 ani. Noi, de fapt, avem un program prin care analizăm achiziții de infrastructură, alocări și achiziții pe infrastructură pe bani românești și mai noi europeni din 2004. Adică achizițiile și alocările din 2004 până în 2016. Am încercat să vedem două lucruri. În primul rând, în ce măsură aceste alocări sunt clientelare? Asta fiind un fenomen foarte specific zonei, nu suntem noi atât de unici, dacă mergem și în Balcani, Moldova, în Ucraina, găsim exact aceleași mecanisme. Prin care guvernul alocă bani din anumite fonduri, și aici ne-am uitat pe programul Național de Dezvoltare Locală, alocă fonduri într-un mod care nu este neapărat neclar și este mai degrabă bazat pe criterii politice. Noi am arătat pe date oficiale faptul că, de exemplu, în 2007, dacă erai de la putere, aveai șanse de 3 ori mai mari să iei bani decât dacă erai din opoziție. În 2012-2016 era de 2 ori șansa. Acum, problemele sunt, merg și dincolo de partea aceasta de alocare. Am trecut de alocare pe bani europeni, să zicem că arată un pic altcumva pentru că este o procedură mai complexă, dar nu suntem scutiți de probleme nici acolo. Însă, adevărata drama, aș zice eu, vine când vorbim de achiziții și de implementarea acestor proiecte. În privința achizițiilor, am demonstrat, de exemplu, pe bani naționali, că pe vreo analiză pe vreo 10 județe, că aproximativ 4-5 firme care sunt conectate puternic politic câștigă în jur de 60-70% din banii din județul respectiv, ceea ce arată că este cumva mai mult decât o simplă șansă, având în vedere că vorbim, nu știu, de 4-5 firme din 60-70 care câștigă ceva. În ultimul raport pe care l-am lansat și care este dedicat mai degrabă fondurilor europene, ne-am uitat pe bani de infrastructură pentru perioada 2007-2013, pentru că pe noua perioadă de programare nici măcar n-am început să cheltuim, deci nu avem achiziții. Și am vrut să vedem în ce măsură partidele politice, achizițiile publice sunt legate. În ce măsură partidele sau politicienii își finanțează fie propria persoană, fie partidul, campania din acești bani. Și am început prin a vedea dacă marile firme care au câștigat bani de infrastructură, aici vorbim inclusiv autostrăzi și toate aceste lucruri, au legături politice. Și răspunsul este da. Chiar dacă vedem că marile firme românești care au câștigat bani, aici ca să dau câteva nume, nu știu, Vega, Teldrum, Delta, CM93, Romconstruct, Concas, mă rog, multe altele pot să dau, au ajuns în acest moment să dețină o mare cotă din piață. Dar întrebarea este dacă ele au ajuns aici datorită capacității lor extraordinare sau pur și simplu pentru că au avut niște legături politice. Și uitându-ne în urmă, am văzut că
toate aceste firme sau mare parte dintre aceste firme au ajuns în locul în care sunt acum, să câștige mare parte din procedurile de achiziție datorită legăturilor politice. Câteodată ele sunt foarte directe, adică avem firme deținute de senatori, de președinți de consiliu județen, avem de altfel și o condamnare la în cazul domnului Bunea Stangu, care își dădea contracte propriei firme. Dar avem și niște legături mai puțin directe. Și astea se văd practic prin faptul că există anumite persoane care fie au existat la începutul firmei, care au înființat firma, după aceea au pasat-o, fie o situație, aș zice, destul de des întâlnită și mai gravă, conflictele de interese. Adică pur și simplu avem oameni care lucrează în instituții, care își fac firme, care ori pleacă din instituții și fac afaceri cu instituția respectivă, și dacă ne uităm la Compania Națională de Investiții, la Compania de Autostrăzi, vedem oameni la, nu știu, la Ministerul Mediului, programul pentru dezvoltare rurală. Vedem că sunt persoane care au fost directori și care fac afaceri cu companiile respective. Sau clasicul mecanism, firma ia contractul, o parte se întoarce sub formă de donație politică. Da. Noi am găsit în jur de 1700 de firme care au donat ceva în ultimii 10 ani la partide, dintre care vreo 600 au avut achiziții, dintre care vreo 300 au avut achiziții pe bani europeni. Legea spune că nu poți să donezi unui partid politic dacă ai avut contracte în ultimii 12 ani. N-am făcut o statistică, dar bănuiesc că mare parte dintre aceste firme au donat chiar dacă au avut contracte. Și există tot felul de tipologie. Există companii care donează la absolut toată lumea, adică chiar o companie, Victor Construct, care dona la toate partidele. Sunt companii care își schimbă donațiile în funcție de cine vine la putere. Și sunt companii foarte fidele, pur și simplu donează la același partid. Concluzia noastră principală este că există o puternică legătură cu factorul politic în achizițiile acestea, chiar dacă vrem să credem că pe bani europeni toate lucrurile sunt așa de bune și frumoase, nu este. Și dacă ne uităm, de exemplu, pe corecții, corecțiile fiind un pas înaintea fraudei, nu? Sunt mai degrabă nereguli. Mare parte sunt datorită criteriilor restrictive din achiziții, care pot fi un indiciu că sunt niște achiziții în care favorizează pe cineva anume. Acum, dacă trecem la partea de implementare, aici situația e și mai dramatică. Implementare, monitorizare, date deschise, transparență, cel puțin pe banii românești, este foarte greu să urmărești. Nouă ne-a luat vreo 6 luni să analizăm 10 județe pentru că trebuie să le luăm manual, pur și simplu, pentru că nu există niște baze de date în care poți să te uiți, să vezi câți kilometri de drum există. Rapoartele Curții de Conturi sunt foarte critice în acest sens. Există un raport legat de Programul Național de Dezvoltare Locală care arată că sunt drumuri care nu au fost construite, achiziții făcute în decembrie, lucrări începute în 15 decembrie. Adică sunt niște chestii care arată, drumuri surpate, mai zic, care le-a luat prima ploaie la drumul. Regăsim problemele astea și când vine vorba de banii europeni. Dar mai puțin. Banii românești se fură mai ușor, banii europeni se fură un pic mai greu pentru că sunt controlați și de altcineva, nu doar de autoritățile din România. Așa este și paradoxul este că banii românești sunt mult mai mulți. Dacă ne uităm pe proporția de achiziții, sunt mai puține achiziții din bani europeni, chiar dacă senzația noastră este că asta este marea parte. Într-adevăr, aici au fost autostrăzi, au fost drumuri mari, dar pe de altă parte adunat, bugetul românesc este mult mai vulnerabil și mult mai mare din perspectiva aceasta. Aici este, sau aici să fie rădăcina răului, domnule profesor, în acest cerc vicios între partide, pentru că nu vorbim doar de un partid aici, vorbim de principalele partide din România care într-un moment sau altul s-au prindat la putere, dat contract la anumite firme, cum spunea Septimius, la 70-80% din contracte sunt aceleași firme care le au, banii se întorc la partid sau în buzunarele personale, iar calitatea lucrărilor este extrem de proastă. Uite, asta este una dintre caracteristicile trecerii României de la economia centralizată la cea de piață. România n-a venit în deosebire de alte țări care au avut un sector privat înainte de 1990. România n-a venit în economia de piață cu un sector privat, n-a avut aproape nimic. Și atunci tot ceea ce înseamnă capitalism românesc este format prin bugetul de stat, prin clientelism politic.
marea majoritate a business-ului românesc, de proporții, cei care intrau în topul 300 când se publica și așa mai departe, erau clienți politici, de fapt. Mari capitaliști români cu nume mari, habar n-au cum merge piața, de fapt, pentru că ei nu s-au făcut averea prin piață, prin lupta dintre concurență, prin fel de fel de lucruri care trebuie să fie manageriate într-o anumită formă, ci prin relația politică. Atunci, asigur că această clientelă politică care în România s-a dezvoltat prin buget a prejudiciat statul foarte mult. În 2002 eu am scris o carte despre asta și atunci am folosit niște date americane în legătură cu cât s-a transferat din bugetul statului român în anul 2000, spre sectorul privat prin clientelism. Cifra era la acea dată de aproximativ 120 de miliarde de dolari. La acea dată. E, acum, dacă luăm lucrurile filozofic, filozofia lui Adam Smith, adică piața care ar trebui să fie piață, atunci ar trebui să ne gândim că, bine, domnule, oamenii ăștia au luat bani de la stat. Nu au avut din altă parte. Unii au fost stăpâni pe informație, fosta securitate, alții au fost din activitatea Partidului Comunist, nu contează. Dar ce au făcut ei pentru economie cu banii pe care i-au luat? Au făcut foarte, foarte puțin, pe deosebire de alte țări. Țara care a făcut cel mai mult prin acest clientelism politic nu este așa cum se crede Polonia, ci Ungaria. Datele arată că cei care au furat, ca și în Ungaria, se fură și s-a furat, au fost și mari procese pe tema asta, miniștri băgați în pușcărie pentru autostrăzi, o parte importantă din banii ăștia au intrat în economie prin creare de locuri de muncă și prin niște lucruri care s-au făcut. La noi nici măcar asta nu s-a făcut. De aceea, tot ceea ce înseamnă DNA astăzi și încercarea de a recupera banii, e mai mult poveste decât realitate, pentru că banii nu sunt undeva, nu se mai găsesc, banii sunt toți exportați. Exportat e o formă, să zicem, elegantă de a spune, de fapt, sunt spălați și băgați în alte conturi, în alte societăți, în alte forme de activitate, în alte țări. Nu-i vom mai găsi niciodată. Poate că o să recupereze dacă vinde un hotel sau un teren, sau, dar marea... Nu. Ăsta este suportul economic pe care s-a dezvoltat această mentalitate de corupție, să zicem, irresponsabilă. Și dacă ne întoarcem la ce discutăm noi astăzi, mă întreb, autostrăzile care se surpă, s-a mai surpat una ieri, clădirile care nu sunt apreciate ca fiind foarte solide, nu se știe cum s-au lucrat, tot ceea ce se construiește acum și cade, este până la urmă expresia acestei forme de furt din banii statului în proporția în care cei pe care i-au furat nici măcar nu au responsabilitatea acestui act pe care îl fac. Deci noi nu avem deocamdată posibilitatea ca să spunem, așa cum se spunea prin acea butadă, primul nu te întreb cum ai făcut primul milion, te întreb ce ai făcut cu al doilea. Nu! Cu toți pe care i-ai furat, ce ai făcut? Pentru că nu s-a făcut nimic. Iar această chestiune se duce așa ca un pârâu la vale, până la primării, consilii locale, fiecare acolo face la proporția lui, la situația lui, câte ceva în domeniul ăsta. Să nu ne mirăm atunci că vor apare cu ocazia acestor, să zicem, atenționări, pentru că ele sunt mai importante decât fenomenul în sine, așa cum s-a văzut ieri, apare niște elemente care te face să rămâi împietrit. Elementul ăsta de exercițiu cu alarma a arătat că doar 30% din alarme funcționează. Asta a fost acum 3 luni când a început exercițiul. Ultimul exercițiu de acum câteva săptămâni arăta că e același număr. Deci nu s-a făcut nimic. Nici măcar asta. Sigur că este corupția și ea, dar până la urmă mai este încă ceva. Este, după părerea mea, tipul de cultură pe care îl are politicianul român astăzi. Cultura politică. Politica înseamnă să lucrezi în folosul societății, nu? A cetății. Câți politicieni români astăzi se implică în politică pentru binele țării? Foarte puțini. Nu-i condamn. Dar ce se întâmplă, ceea ce vedem, arată că cei mai mulți pentru interese personale și de grup. Și atunci asta se traduce de multe ori în moarte fatalismul de om. Românesc care ne-a ținut până la urmă 1000 de ani aici, o să zică, Doamne ajută, poate nu vine la noi. Știți, asta era
În al doilea război mondial, în 1944, când au început să ne bombardeze americanii, noi nu aveam antiaeriană. Eram ca și acum fără arme. Și ce să spunea? Când veneau avioanele, du-i, Doamne, la Ploiești. Adică asta este până la urmă. Doamne ajută, Doamne ferește, altceva. Strategia asta, Doamne ajută, Doamne ferește, nu cred că ar trebui să mai fie, să funcționeze în secolul 21 într-o țară europeană. Și de educație este asta. E vorba și de educație. Doamna Ivanovici, sunteți arhitect, urmăriți acest și încercați să faceți o campanie de conștientizare a ceea ce înseamnă riscurile seismice. În București se construiește foarte și s-a construit foarte, foarte mult în ultimii ani. Cum este calitatea noilor construcții? Că noi vorbim de clădirile cu bulină, adică cele vechi, multe dintre ele înainte de dinainte de cutremurul din 77. V-ați mutat, de exemplu, într-un apartament nou construit acum? Pot să vorbesc doar în numele meu. În primul rând sunt arhitect și cei mai în măsură să vorbească și să răspundă la această întrebare ar fi inginerii constructori. Dar ca arhitect, mie mi-e teamă de modul în care se construiește acum, de modul în care se fac clădirile noi. Și din nou revin, nu există niciun fel de control. Dacă omul este ademenit cu penthouse sau alte chestii estetice, poate chiar și funcționale, nimeni nu controlează cât de bună e executat, cât de bine e executată clădirea, ce fel de beton s-a folosit, dacă s-a folosit tot. Cu toate că există, conform legii din nou, o ultimă semnătură care trebuie dată de un inspector care să verifice că proiectul care s-a dat de către arhitect și inginer s-a respectat inclusiv la nivel de structură. Însă se vorbește mult prea puțin despre rolul acestui om, nu se știe cum se dau aceste semnături și până la urmă asta facem și noi la Alert. Se vorbește mult prea puțin de cutremur. Dacă așteptăm să treacă anii și să uităm și sperăm să nu mai vină cutremurul ăla mare, care totuși va veni, că așa spun seismologii, nu facem nimic. De asta ce am făcut noi a fost să vedem câți oameni trăiesc în clădirile cu clasa 1 de risc și sunt peste 8.000 de oameni. N-am ajuns încă... Da, în București. Proiectul nostru, deocamdată, pentru că suntem o echipă mică... Care... Cât e? Peste 8.000 de oameni 8.000 care trăiesc în 295 de clădiri cu bulină, în condițiile în care multe din apartamente sunt goale. Deci nu toate apartamentele sunt ocupate. Doamne, dumneavoastră faceți un lucru excepțional. Societatea asta sau ce este, ONG sau ce este al dumneavoastră? Un ONG. De care nu știe nimeni. Da. Dar ce faceți dumneavoastră este excepțional. Vă ia cineva în seamă din oficialități? Aș îndrăzni să spun că da. Am făcut o dezbatere joia trecută la care am invitat primărie, Ministerul Dezvoltării Regionale, am invitat IGSU și mai multe instituții și au venit. Asta e foarte bine. Au venit. Pentru că lumea trebuie ca să... Scopul dumneavoastră este conștientizarea, nu? Da. Eu zic că asta e foarte important, pentru că și aici nu avem o lipsă. Noi nu conștientizăm pericolul. Noi conștientizăm pericolul după ce a fost. Da. Înainte nu. Ce este aici o chestiune în istorie, să zice că unul dintre președinții Franței, după cel de-al primul război mondial, Clemenceau, într-o discuție cu Titulescu, sau așa se pare, dacă o fi adevărat sau nu, a zis, la România se repede de fait accompli. România este țara faptului împlinit. După ce se întâmplă, luăm măsuri. Uite că lucrul ăsta încă se menține, dar dacă s-au luat măsuri, pentru că există oameni care se preocupă de lucrul ăsta și vrea să bage în capul omului această realitate care este inevitabilă, că va fi un pericol, atunci trebuie ca cineva oficial să aloce fonduri, să facă un program de informare, să apară la televizor, nu numai nu mâncați sare și grăsim, să mai apară și fiți atenți cum construiți, nu tăiați pereți, nu spargeți uși. Lucruri de-astea care până la urmă țin de conștientizarea pericolului pe care singur ne-l creăm până la urmă. Dacă pot să fac un scurt comentariu, cred că este vorba și de presiunea publică la urmă urmei, pentru că cei care sunt aleși în Consiliul Local, în, nu știu, primarul, e într-un fel sau altul imaginea societății, chiar dacă e ales cu 30%. Și aici vine, n-aș vrea să deschid discuția despre vot într-un tur. Dar atâta timp când nu există presiune din partea publicului. Aici nu mai intru nici în politici legate de locuințe sociale și alte chestii, pentru că iarăși extindem discuția, dar
Atâta timp cât lumea nu se duce cu jalba în proțap la ședințele de consiliu, când nu se duc la, nu știu, la consilierul local, aș fi curios cât știu cine sunt consilieri locali prin București, dar când nu există și presiunea din partea celor care sunt în pericol, cred că administrația este într-o oarecare stare de foarte calm. Și ca să putem să exercităm presiune publică, trebuie să știm care sunt legile. Că până la urmă, în unele cazuri, legile nu sunt rele, dar nu sunt aplicate. Iar dacă noi nu le știm, nu știm să cerem aplicarea lor. Motiv pentru care unul din scopurile pe anul ăsta al proiectului Alert este să scoată o broșură de informare a asociațiilor de proprietari și a proprietarilor din clădirile cu risc. Ce legi sunt în favoarea ta, ce poți să faci, cui trebuie să te adresezi. Și pe partea cealaltă, că de asta am și avut dezbaterea, o să facem o propunere, o primă propunere de politică publică, de schimbare, de modificare, de îmbunătățire a legilor și din ceea ce am studiat noi ca legi și din ceea ce am vorbit pe teren cu toți acești oameni pe care echipa împreună cu voluntari de la Facultatea de Geografie și de la Facultatea de Construcții i-au întâlnit și au vorbit cu ei. Și asta e una dintre problemele sistemului legal, aș îndrăzni să spun. Nu prea ia în seamă ce se întâmplă pe teren. Exact ceea ce am încercat noi să facem. În momentul în care ajungi și vorbești cu oamenii ăștia, îți dai seama că e cu tot o altă realitate decât cea cu care ești obișnuit. Adică oameni se care... fac legi, se iau măsuri dintr-un birou fără... Da, din păcate fără da. Fără a ține cont de realitatea de pe teren. De pe teren, da. Și oamenii fie nu mai au răbdare, se uită la tine și te întreabă de la ce partid mai ești, cu ce mă mai aburești, fie se bucură când aud de noi și cred că o să venim să le consolidăm casele. Nu asta este ideea. Din păcate nu avem puterea asta. Dacă am avea-o, ne-am bucurat. Dar ce mai trebuie să știm este că noi, ca și proprietari, ne place să avem o proprietate, dar dincolo de avem și o responsabilitate. Drepturile noastre, da, avem și o responsabilitate care nu prea este luată în seamă. Discutam zilele trecute la dezbatere cu un coleg arhitect care locuiește într-un bloc care are încă probleme de rezistență și din care a căzut o bucată de fațadă. Abia în momentul în care s-a întâmplat chestia asta cu căderea acelei bucăți de fațadă, a reușit să-și mai convingă vecinii că au cu toții o responsabilitate și că răspund penal dacă se mai repetă și dacă bucata aia cade în capul unui om. Și e normal să fie așa. Fațada unei clădiri este, până la urmă, și bun privat, dar și bun public. Și ea înseamnă și siguranță. Și aduce și responsabilitate. Exact. Ca să mă întorc puțin, Septimiu Spârvu, la raportul de la Expert Forum, regăsesc aici, printre concluzii, câteva dintre mecanismele de clientelism, fraudă și potențială finanțare ilegală identificate. Plătirea unui comision, solicitarea de mită, folosirea de contracte false sau supraevaluate, și așa mai departe. Sunt extrem de multe aceste mecanisme de clientelism pe care voi le-ați identificat și care duc, iată, la aceste situații. Bine, noi am încercat, de fapt, să vedem care sunt... Se vorbește foarte mult și în presă și în spațiu public despre cum se fură sau cum se finanțează ilegal campanii. Noi, practic, am încercat să arătăm cu date care sunt aceste mecanisme. În primul rând, ne-am uitat pe niște decizii de condamnare finale pentru a vedea câteva dintre aceste mecanisme și reiesc niște lucruri foarte interesante. Dacă cineva chiar stă și aveam o colegă care a stat și a citit câteva sute de pagini din aceste decizii, este foarte interesant să vezi, de fapt, cum se justifică ele și care e întreg mecanismul. O situație foarte interesantă este în dosarul Frunză Verde de la Caraș, care le-a promis sau a cerut primarilor să aducă voturi în campanie în schimbul alocării de bani. Adică, pe principiu, nu aduceți bani, nu aduceți voturi, nu primiți bani. De asemenea, în dosarul fostului președinte de la Consiliul Județean Dâmbovița, Florin Popescu, iarăși vedem, de fapt, cât de controlat e tot mediul local. Practic este un sistem aproape feudal. Pur și simplu regăsim acolo un director care, este cazul cu pui, în care s-au cerut de la o companie pui și s-au distribuit înainte de campanie electorală.
Avem un director care nici măcar nu s-a gândit ce e în acele camioane. Pur și simplu a făcut chestia asta pentru că i-a cerut cineva. Adică avem un control în care pur și simplu oamenii nici nu mai gândesc și le frică pentru joburile lor. Dar cele mai frecvente mecanisme pe care le-am găsit ar fi cel cu mita 10%, 20%, 50% în orașe mai mari, acum, dacă vă aduceți aminte, cazul Bucureștiului, în care pur și simplu decidenții cer bani fie pentru a acorda contractele sau, și mai rău, le cer, companiile plătesc banii, plătesc o șpagă pentru a primi banii pentru lucrările efectuate. Și asta și pe bani români și pe bani europeni. De asemenea, contractele de consultanță sunt o mare problemă, inclusiv studii de fezabilitate și toate lucrurile astea, pentru că sunt niște contracte greu de urmărit. Și avem câteva condamnări în care, de exemplu, finanțarea ilegală a campaniei domnului Joana din 2009, există un astfel, în dosarul acela există un astfel de contract, pentru că este foarte greu să urmărești, de fapt, orele respective și umfli niște bani, pur și simplu, pe care nu sunt foarte ușor de justificat. De asemenea, am găsit tot felul de pattern-uri, în sensul, într-un județ, foarte multe primării fac contract cu aceeași firmă de consultanță, firma este legată politic, cam toate primăriile au aceeași culoare, contractele sunt copy-paste, poți să vezi, sumele sunt cam la fel, adică pur și simplu există o firmă sau firme care au creștere culminantă de la 0 la 300 de contracte în 3 ani, ceea ce e foarte puțin probabil. Firme agreate sau controlate de anumiți politicieni. Apoi mai este o chestiune care e posibil cu noua lege a finanțării să mai fi schimbat, în sensul că acum finanțarea merge pe bază de ramburs. Dacă partidul trece de 3%, campania electorală este plătită de stat, sunt bani publici. Din 2016. Dar până acum existau destule cazuri în care diverse companii, hai zicem, donau în natură, dacă pot să zic așa, făceau bannere, făceau tot felul de materiale care nu treceau de fapt prin contabilitate. Și chiar dacă avem datele despre care vă povesteam mai devreme cu donațiile, există, probabil, mare parte din finanțare nu este neapărat cea care trece prin monitor oficial. Pentru mine, de altfel, e de neînțeles de ce o firmă care ia contracte cu statul ar dona înapoi, nu știu, așa direct, în monitor oficial. Pentru că te vulnerabilizezi. E adevărat, nu este ilegal. Dar, pe de altă parte, spune niște semne de întrebare de ce o firmă a donat de 10 ori către un partid. Și, foarte interesant, uitându-ne pe achiziții publice, am văzut cum anumite firme, nu știu, dau un exemplu pur fictiv acum, dar să zicem în perioada 2008 sau 2009-2012 a avut o creștere incredibilă, asociații erau legați de PDL, PSD, partidul care era la putere, iar după aceea dispare pur și simplu. Deci cât timp există un primar sau un guvern care de culoarea celui care deține firma, există foarte multe contracte, după care firma dă, nu știu, intră în faliment sau altele. Evident, sunt niște lucruri circumstanțiale, dar cred că explică totuși cum se finanțează niște campanii care de foarte multe ori se termină și în datorii, de altfel, pentru că partidele cheltuie de două ori mai mult decât strâng. Deci, practic, au cheltuieli de două ori mai mari decât veniturile, ceea ce totuși ridică un semn de întrebare cum sunt plătite la un moment dat acele datorii. Sunt firme care dau în judecată, care dau partidul în judecată, dar vorbim de zeci de milioane aici. E posibil să fie și alte mecanisme, pe astea le-am găsit noi ca fiind cele mai recurente. Am înțeles. Domnule Coșa, o concluzie de un minut înainte de publicitate? Uite că începem încet să înțelegem de ce lucrurile nu merg. Nu numai din N punctul de vedere, dar și din punctul de vedere a relației dintre partid, dintre politică și buget. Banii se aduc în altă parte, nu ajung unde trebuie și deocamdată încă nu sunt convins că cei care manevrează aceste fonduri au înțeles că e în interesul și al lor până la urmă să facă ceva și pentru prevenția asta, care n-a mai devenit, nu mai este ceva din când în când. E o realitate a vremii noastre. Uitați-vă ce se întâmplă în Statele Unite cu taifunul, în Mexic. Toată ziua auzim numai nenorociri din astea și cred că până la urmă va trebui ca să ajungă și pe agenda
domnului președinte și a cinecea SASE-ului și problema asta, cât de importantă e pentru siguranța națională prevenția împotriva cataclismelor și catastrofelor. Probabil că e pe undeva, dar n-am văzut finanțări, n-am văzut nimic. Dacă tot ați făcut comparația cu Statele Unite, acolo a fost un uragan, au fost evacuate peste 6 milioane de persoane și au murit vreo 2 persoane, la noi a fost o furtună și au murit o persoană, deci e un pic cam mare discrepanța între modul de acțiune de acolo și, evident, situația și realitatea de la noi. Ne întoarcem cu partea a treia a emisiunii după câteva minute de publicitate. Continuăm cu partea a treia a emisiunii, discutăm în continuare despre această situație în care autoritățile din România preferă să acționeze și aleg să acționeze de multe ori după ce mor oameni, nu acțiuni de prevenție. Una dintre cauze sau unele dintre cauze ar fi această clientelă între partide și firmele de construcții, firmele care execută lucrări publice, dar iată că avem și o alta, domnule profesor, vestita ordonanță corporativă, care cât de cât a funcționat în România, adică numiri transparente la companiile de stat în principal, numiri ale unor conduceri profesioniste și acum se vrea practic desfințarea, masacrarea acestei legi în Parlament. Da, asta este o chestiune care are o importanță extraordinară, dar nu prea este luată în seamă. Uite, spre exemplu, cazul discutat și ieri în mass media al Taromului. Ce se întâmplă la Tarom, dar nu numai. Sunt consilii de administrație care au, sigur, o foarte mare notă politică. De obicei, și nu asta ar fi lucrul cel mai rău, dar de obicei sunt oameni care n-au nimic de a face profesional cu firma sau cu societatea din care fac parte în consilii de administrație. Acum, prin amendamentul pe care un domn deputat, domnul Iancu, l-a introdus, sau senator, ci... Deputat PSD. Deputat PSD. Și lucrul ăsta a dispărut, pentru că excepțiile care erau create se pot elimina oricând de guvern. Asta înseamnă că asistăm la un proces foarte rapid de politizare, sau vom asista. El este necesar, după părerea mea, nu din punctul de vedere al eficienței, ci din punct de vedere al guvernului, pentru că se pregătește înființarea faimosului Fond Suveran de Dezvoltare. Iar acest fond trebuie să aibă întotdeauna, din partea societăților care intră în capitalul lui, să aibă acordul Consiliului de Administrație în legătură cu renunțarea la profit sau la beneficiu. Deci acolo se va vota cum se dorește. Efectul negativ a apărut deja. Fie știrea de astăzi, Transelectrica trebuie să se împrumute ca să se dezvolte, pentru că tot beneficiul trebuie să îl cedeze. Deci ne dăm cu stângul peste dreptul în continuare și lucrurile astea se întâmplă pentru că, după părerea mea, programul de guvernare este o copie prea fidelă a programului electoral. Programul electoral era un program care a creat anumite expectații, vor crește, se vor dezvolta, vom trăi mai bine. Programul de guvernare nu poate, într-o perioadă scurtă, să transpună în practică așa ceva. Și atunci, sigur, că apar măsuri de-astea cât se poate de șocante până la urmă, unele curiz exotic, cum este split TVA, pe care nu prea folosește nimeni în lume, sau transferul plăților de la angajator la angajat, lucruri care încă nu sunt lămurite, nu sunt încă definitivate metodologic. Și vom asista, pe părerea mea, și în continuare la mișcări importante legislative care, probabil, nu va da timp guvernului să gândească și la cutremure sau la altceva, pentru că o să fie prea preocupați de buget. Sau alte măsuri. Unde duce asta, Septimius Pârvu? Renunțăm la a numi un management pe criterii, să-l vedem toți, care sunt criteriile pentru a conduce o companie, nu preferăm să-l numim altfel, pe prietenii politice, pe încrederi, evaluări subterane ale partidelor. Practic, ordonanța crea un contract cu așteptări. Practic, managerul trebuia să aibă o scrisoare, nu știu, că atunci când te duci și te angajezi undeva, trebuie să promiți ceva, trebuie să ai niște calități, trebuie să promiți ceva. Și anularea acestor reglementări, practic, ar conduce la numirea unor persoane politice, evident, care nu au neapărat calitățile respective. Aici, cred că mai este un mesaj pe care l-am văzut combinat cu chestiunea aceasta, și anume faptul că
Cred că zilele trecute am auzit chiar de la domnul Dragnea că vin străini să ne conducă. Iarăși, cred că este un mesaj dintr-o paletă de mesaje negative, așa, împotriva străinilor, care, cum a fost și cu băncile, cum a fost în timpul protestelor și așa mai departe. Cred că ar trebui, în primul rând, să căutăm calitatea, nu să ne punem prietenii, datoriile din campanie și așa mai departe. Pentru că și așa multe dintre aceste companii au probleme și, dacă pămâneați mai devreme, Taromul este una dintre ele, care merge de nu știu câți ani pe pierdere. Iar numirea unor oameni care nu au nimic de a face cu conducerea unei companii de stat, unde se învârt miliarde, unde se fac achiziții publice, care iarăși pot fi subiectul clientelismului, poate să fie dezastroasă. Și faptul că modificăm în Parlament în stilul acesta, de fapt avem o excepție, după aceea mai adăugăm 5 excepții, mai punem 10 excepții și zicem, hai să facem noi excepțiile, nu contează. Nu poți să guvernezi prin excepție, pentru că de asta nu merg lucrurile. Trebuie să ai stabilitate, trebuie să ai o prevedere și cred că una dintre marile noastre probleme la nivel legislativ este că nu lăsăm lucrurile să meargă, să vedem cum se întâmplă. Pur și simplu schimbăm de la un guvern la altul, nu contează dezvoltarea comunității, dezvoltarea țării, ci contează să ne punem noi ca și guvern oamenii în poziții cheie și toate lucrurile acestea. Iarăși ieri se vorbea și de, sau alte zile trecute se vorbea și de reforma unor instituții publice, despre comasări, despre toate lucrurile astea trebuie motivate. Trebuie să vedem de ce este nevoie de așa ceva și criteriile politice nu sunt un răspuns potrivit. Trebuie să vedem cifre și trebuie să vedem unde este de fapt nevoia pentru așa ceva. În ceea ce privește prevenția și vorbim aici tot de, în continuare de ceea ce vă ocupați dumneavoastră, cum este relația cu autoritățile? Cât de mult vă iau în seamă și cât de deschise sunt la colaborare? Până la urmă, nu doar verbal, ci efectiv. Păi, până acum, singurele autorități care n-au fost doar verbal deschise au fost DSU și GSU și suntem în proces de a semna un protocol de colaborare cu DSU ca să informăm și să ne informăm reciproc. Și aici e vorba și de proiectele pe care DSU le are de conștientizare, cum ar fi Nu tremur la cutremur, despre care, din păcate, n-am auzit zilele astea nimic din partea autorităților și unde, pe acest site, Nu tremur la cutremur, găsim videouri despre cum să ne protejăm la cutremur, articole pe acest subiect și sperăm ca și alte autorități să ne ia în serios, mai ales după ce vom publica și vom trimite către ele acea propunere de politică publică la sfârșitul octombrie. O vom face publică și pe site-ul, respectiv blogul nostru. Ne găsiți la seismic-alert.ro ca site și, evident, pentru că toată lumea e pe Facebook, suntem și pe Facebook cu Alert minus proiect de conștientizare a riscului seismic, unde postăm cât mai multe informații utile din domeniul ăsta ca să ne educăm în cazul în care vine cu tremurul și să știm ce să facem. Domnule Coșa, a fost o emisiune foarte optimistă, ca să-i spun așa. Putem trage o concluzie într-un ton mai nu atât de sumbr? Da. Eu cred că emisiunea de azi a relevat un lucru care ieri a fost foarte puțin vizibil. Și anume că nu numai spectacolul, nu numai ieșirile la televizor, nu numai încercarea de a politiza un lucru grav există în România, există și oameni care se preocupă în mod serios. Pe de o parte, analiza felului în care banii se consumă în România, amestecul politicului, cât ajung în prevenție, în ce ne interesează. Pe de altă parte, această activitate extraordinară a unor oameni care vor să conștientizeze populația asupra ceea ce înseamnă cutremur. Cât de mare e pericolul, dar și cum putem să preîntâmpinăm, cum putem să ne descurcăm. Deci există în România și oameni, există organizații, există grupuri care se gândesc într-o manieră modernă, foarte serioasă, la cum trebuie să evoluăm în condițiile în care fenomenele astea extreme, cum se cheamă, dau peste noi parcă în fiecare zi și ne cam schimbă viața. Da? Numai că aceste persoane și organizații n-au decizia
la ele. Decizia este la autorități. Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumesc pentru prezență, domnule profesor Mircea Coșa. Mulțumesc pentru prezență, doamna Livia Ivanovici. Mulțumesc, Septimius Pârvu. Doamnelor și domnilor, noi ne revedem mâine la 17:15. Rămâneți acum cu Jurnalul Național TV. Sunt Cristian Citre. O seară bună, la revedere!